Salut, Bivangs, eu am un episod din Bowmasters, iată-ne din nou în joculețul ăsta și știu că vă plăcea foarte, foarte mult acest joc în trecut, așa că am zis, bă, de ce nu, hai să mai facem încă un episod și să vedem ce alte bătălii putem să facem, așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade și hai să vedem cine a apăsat deja pe acel butonaș de like. Vreau să văd și vreau să știu, în primul rând, așa că apăsați butonul de like chiar în acest moment și dacă vreți puteți să-mi spuneți și în comentarii că ați făcut acest lucru. Bun, hai să vedem, deci trebuie să facem niște bătălii, niște versus și nu știu exact cine versus cine. Hai să facem felul următor. Luăm pe Steve din Minecraft să vedem împotriva cui, da? Pentru că niciodată nu poți să știi împotriva cui o să pici. Împotriva regelui de gheață. Bă, acum nu știu ce să zic dacă mă chiar pricep împotriva regelui de gheață, dar hai să încercăm. Iar pentru cei ce nu știți jocul ăsta, e bine, e foarte simplu. Unul trebuie să arunce dintr-o parte cu ceva, celălalt trebuie să arunce din partea cealaltă, dar noi nu ne vedem practic între noi. Și trebuie cumva să estimezi unde este locația. Vedeți, de exemplu, eu n-am lovit deloc acum. Și el, dacă mă nimerește, o să fie destul de nasoală treaba. Mamă, ce nasol m-a prins! Ok, ar trebui un 24, să zic, poate. Bine! Bă, nu mă așteptam. Nu mă aștept, i-a dat pălăria jos. Ok, dar cred că s-a cam enervat băiatul. S-a cam enervat, dar tot degeaba. Un 26. Hai să vedem un 26 și full viteză. Mamă, tăticule, cum s-a dus. Acum, singura problemă pe care o avem o să fie că, după cum observați, el e undeva după un deal. Și o să fie foarte dificil să nimeresc acolo. Dar hai să încercăm un 32? Hai să vedem un 32, habar n-am, e la ghici. Un 31-30, cam așa cred că ar fi și cred că l-am putea nimeri. Wow! M-a nimerit din plin, frate. Bun, hai să încercăm un 30, să vedem dacă o să ne iasă. Hai cu 30-ul. Bine! Uuu, ce bine l-am nimerit, ce zici? Și acum să vedem dacă nimerim cu finishim. Acum, cred că un 31 mi-ar fi de folos. Un 31 cred că ar fi perfect. Gata, tăticu, și l-am nimerit și... Chintiuri! Lol, eu nu știam asta a lui. Nici nu știa că am mai folosit-o. S-ar putea să mai fi folosit, dar... Având în vedere că nu m-am mai jucat de foarte multă vreme joculețul ăsta, vă imaginați și voi că... Nu mai țin minte toate chestiile. Dar e foarte, foarte distractiv joculețul și cu siguranță vreau să mai facem episoade, de ce nu? Bun, hai să vedem, claim, premium reward, am și un reward acolo, îi dăm aici pe play și hai să vedem ce alte caractere mai avem noi disponibile. Aș vrea să încerc niște caractere cu care nu prea m-am jucat atât de mult. Sunt și caracterele de la VIP care sunt piculeț mai speciale decât cele normale. Însă, nu neapărat, adică nu mă interesează neapărat să le iau pe alea. Ce mă interesează cel mai mult e să-l iau pe ăsta, care e free, dar trebuie să te joci atâtea meciuri. Fiți atenți, dacă reușim să strângem la episodul de azi peste 10.000 de like-uri, vă promit că în episodul următor îl vom lua și vom vedea ce poate să facă. Pentru că nu știu, habar n-am, chiar nu știu ce știe să facă. Asta e la Daily Reward, ăsta la fel. Hai să ne jucăm noi cu cine să ne jucăm? Cu Moș Crăciun? Bă, și așa trebuie să vină Crăciunul în viitorul apropiat. Că deja s-a lăsat frigul, așa că hai să vedem. Moș Crăciun împotriva lui Thor. Cine va câștiga oare? Moș Crăciun aruncă cu bulgări de zăpadă. Era logic. Adică are sens. Are sens. Un piculesc cam sus, un piculesc cam sus. Thor îmi dă cu ciocanul, adică... Da. Păi, și mașinii merii, mă, frate. Hai să vedem un 17. E prea sus, e prea sus. Cred că un 12 ar trebui. N-am reținut eu prima dată. Bă, și se și învârte după aia dacă nu nimerește. Deci e destul de bun ăsta lui Thor, sincer. Un 13. Hai să vedem un 13. Mamă, direct a fost. Și l-a găurit. Ia uitați-vă, are dita mai gaura. Cred că acum am un... tot un 13 ar fi bun, dar ce vorbești, mă, că mă rup pe ăsta? M-a rupt deja! Pot să dau un second chance? Pot să dau. Asta e ultima șansă pe care o am. Thor e foarte puternic. Nu mă așteptam la o forță atât de brută, dar... 14. Un 15 e bine. Un 15, dar... Nu se știe dacă o să mai apucem Moș Crăciun
chestia asta, pentru că ciocanul ăla e nebunie curat. O să jucăm și noi cu el. După asta o să jucăm cu el. Încercăm un 16. Hai să vedem un 16, un piculeț. E bine, e bine. Încă o dată dacă aș l-aș nimeri, dar acum cred că un 25 ar trebui să încerc. Dacă ar fi să încerc să-l nimeresc tocmai după deal. Dar să vedem dacă mă nimerește el pe mine. Dacă mă nimerește, e salut. Oh, câte ciocane. Bă, alo. Bun. Un 22. Aici vrem 22. Nu știu dacă e. E prea sus. Ok, eu cred că un 18 la cum s-a dus. Zic că nu mă nimerește. Perfect. Bă, un ciocanul ăla. Bun. Hai un 18 să vedem. Sper să fie bine. Wow, direct în căpățână. Ok, cred că 18 dacă îi dau acum. Nu mai știu, la Moș Crăciun vine Sania Curent sau cine vine. Ai 18, sper să-l nimerească. Direct în cap, i-a înghețat corpul. S-a înghețat. A înghețat și a explodat, ce? Moșule, ce tânăr ești. What? Ok, ok, îmi place. De acolo pe continuu să vedem dacă ne dă vreun caracter, ne dă ceva la chest. Bă, nu mi-a dat mare lucru, dar e ok, pot să iau claim ăsta. Ok, bun. Hai să ne băgăm pe încă un match și hai să vedem cu ce alt caracter vrem noi să ne jucăm. Bă, m-aș juca cu ăsta care are machet, dar... Știa că ăsta, în mod normal, nu are... Adică nu mi-arată că e VIP sau nu mi-arată că are ceva special, dar totuși a avut ultimată mișto, adică la final. Hai să încercăm pe ăsta să vedem de curiozitate, da? Ăsta e James, dar în principiu ar trebui să fie Jason, știi? Mamă, câtă mașetă are! Ok, o să încercăm un 15 de început. Un 15 de început, hai să vedem. Dar nu l-am nimerit cu partea ascuțită, știi? Asta mi se pare ciudat. L-am nimerit cu partea cealaltă, care nu e ascuțită. Îmi aruncă cu felia de pâine, nu cu felia, cu bucata de pâine. Deci după asta să țin minte să-l încercăm pe Torc. Am zis că-l încercăm și vreau să-l încerc. 16. Ia fi atent. No, un piculeț, mamă, cum ați văzut ce scânteie a scos. Ok, ok. Și am nevoie de un 14. Fii atent. Bă, dar nu-l nimerește partea ascuțită. Eu îl voi omorâ pe ăsta doar cu partea cealaltă a cuțitului. Adică mi se pare ciudat. Mamă, mi-am fipt pâinea direct în ochi. Ce? Ok, hai să încercăm un 15. Hai de capul. Nici măcar acum nu l-am nimerit cum trebuie. E culmea. Bă, deci a rămas cu pâinea în cap, ce asta? 16. Fai de capul meu, și mai are o șansă acum, nu-mi vine să cred. Nu! No. Oh. Bun, hai să încercăm 14. Trebuie să-l nimerească asta. Bun, acum... Cred că un 15 ar trebui să zic. Un 14 spre 15. Cam așa. Wow, i-a tăiat mâinile și picioarele. Deci ați văzut, până și ăsta a avut fatalitate, uite, vezi? Bine, unii dintre ei nu au fatalitatea, au brutalitatea. Iar aia este un piculeț mai mișto decât fatalitatea normală, standard. Dar și asta este destul de faină. E că n-am ce să zic. Claim. Bun, hai să mergem pe Thor. Am zis că ne jucăm cu Thor. Stai să văd unde o fi, cred că e mai pe la început, dacă nu mă înșel. Trebuie să ne uităm așa. Îl avem și pe ăsta care e destul de puternic. Eu vreau pe Thor, frate. Și când am văzut ce știe să facă Thor, am zis, bă, neapărat, uite-l. Gat, perfect. Și e și full upgradat. Împotriva lui Betty. O, mă, ne bate Betty, să vezi ce ne face. Să vezi ce ne face Betty. Ok. Încercăm un... 14. Hai să vedem 14. Ha, un 16 cred că ar trebui aici. Mi-a aruncat cu pepenele, mă. Oh, nu. Oh, nu! Oh, nu așteptam la chestia asta. Sincer, nu așteptam să mă nivelească din prima. Un 17. Hai că m-a dat un piculeț mai departe. 17. Om, da click și s-a dus în jos. Deci, oh! Ok, ok. Asta este bine de știu, dar totuși... Pepenii ăștia, frate, nu știu, mă rup. Hai să încercăm un 21. Să vedem. Ha,
frate, nu nimeresc, mă. Deci ciocanul ăsta este extrem de greu. Adică felul în care se învârte. Iar asta are țintă la perfecție. Nu vine să cred. Hai mă frate, un 28. Un 28 trebuie să nimerească. Aia zic, păi nu o să mai pune așa. Nu o să mai pune. I-a zburat puțin din față. Bun. 20 și 30, ai 30. Dacă îi apăs eu să ducă în jos. Am apăsat un pic prea devreme. Cred că dacă îi dădeam cu fulgerul ăla, rupeam tot. Asta cred eu, da. Vezi că mă bate Betty. N-ar fi de mirare că a avut niște shoturi destul de bune. Ce zici? Ce zici că am rupt-o? Acum. Și acum ar trebui un 28, să zic. Hai să încercăm un 28. Sper să se ducă cum trebuie. E, asta trebuia să se întâmple. Fulgere peste fulgere și... Mamă, ați văzut cât de mișto a fost asta? Asta a fost diferită față de celelalte. Pentru că asta e un caracter mai special. Sunt anumite caractere care au astea mai bune. Dar nu știu care sunt mai exact. Adică chiar nu știu. Dar, bineînțeles, nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Și hai să continuăm să vedem cu ce alte caractere ne vom juca. Bă, aș putea să mă juc cu ăsta, că ăsta aruncă cu coșul de gunoi. Și l-am upgradat full și ar fi interesant. Dar ne batem împotriva unui extraterestru și nu știu exact ce face ăla. Așa că hai să aruncăm cu coșul de gunoi. 13. Wow, aruncă cu ciocanul tor din coșul de gunoi. Cred că coșul de gunoi e random ce spică și poate să spice orice armă de la oricine. Cred că asta e faza, că altfel nu-mi explic. Nu te cred. Ba da, așa e, uite. Deci au picat vreo 3 arme de la 3 eroi diferiți din coșul de gunoi. Mi se pare prea OP faza. Sincer. Deci, ok, ăla nu știu ce a vrut să fac acolo, dar să zicem. Am și cum 23, că s-a dus un piculeț mai departe. Nu l-am nimerit cu bombe sau cu ce mai fi, dar l-am nimerit măcar cu tomberonul și tot e bine. Ăsta e nasol pentru că el dacă știe să facă timingul ăla perfect, poate să-mi dea cu laserul și... hai să încercăm un 26. Hai mă, 26. Hai, 26. Eu cred că e bine. Ce mă? L-am rupt deja? Păi caracterul ăsta e prea OP, mă, frate. Hai, un 26 iarăși, că sigur îl nimerește. Sunt curios ce ultimat aia are. Ia să vedem. Wow! Ok, nu mă așteptam la asta. N-am văzut niciodată ultima ta, asta e prima dată. Wow, ok. Ok, interesant. N-am ce zice. Două gemuri received. Ok, trecem mai departe. Bun, hai să ne mai jucăm. Să vedem cu ce alte caractere vrem noi să ne mai jucăm. Păi aș vrea în primul rând. Cred că ăsta cu steagul Americii ar fi interesant. Și ăsta ar fi interesant în felul lui. Partifocea cu briefcase. Asta cu ce? Asta e cu cărțile. Asta e cu spirul. Asta cred că o să fie interesant cu spirul, pentru că ai putea să-l înfingi. Ba, nu pot să cred, m-am dat împotriva lui Thor iarăși. Ai fi preferat să mă joc împotriva altcuiva, dar nu împotriva lui Thor în niciun caz. Și e și sub un deal mare de tot. Mi se întâmplă să mă dea așa și la un moment dat chiar... uite-te ce-mi face. La un moment dat trebuie cumva să dai cu boltă. E complet aiurea dacă ți se întâmplă chestia asta și mie tocmai ce mi s-a întâmplat. Adică... și nu am vreo abilitate specială, deci... nu știu ce să zic despre bătălia asta. Cred că da. Lasă-mă refer, trebuie să dau așa și să mă rog că o să-i pice în cap. Cam asta e șmecheria, știi? Pentru că... n-am arătat. Și el e în dezavantaj aici și eu și el, la fel. Hai să încercăm un power maxim și încercăm un 75, ok? Și după aia mergem din 75 și vedem ce se întâmplă. 75 e prea mult. Ok, ar trebui un 85. Hai să încercăm 85. Ce vorbești, mă? E prea easy cu ciocanul ăla, pe bune.
Și acum m-a și dat, m-a și deplasat și nu mai știu exact cât ar trebui să dau. Hai să încercăm un 80. Încerc o boltă de aia nebună. 80. Meciul ăsta, din păcate pentru noi, n-a fost să fie, frate. Da, deloc. Hai să încercăm așa foarte. Am zis să încercăm așa foarte și era tealul acolo. Aha, aha. Da, nu am să dau second chance că e foarte iurea poziționată treaba și de asta nu putem să câștigăm. Pentru că poziționarea e complet, complet aiurea. Dar, na, se mai întâmplă și chestii de genul ăsta, n-avem ce să facem. De data asta noi suntem cei spulberați de fulgere. Dar tot interesant a fost brutalitatea, n-am ce să zic. Fie că o dau eu, fie că o dă calculatorul, dar na, o mai văzusem. Bun, hai să trecem mai departe. Mai vreau să mai fac încă un match, pentru că ăsta nu prea mi-a plăcut atât de mult. Și o să-mi iau un caracter mai bun de data asta. Că, na, să zicem. Ăsta ar trebui să fie caracter special. E cu un topor așa, habar n-am, împotriva lui Moș Crăciun. S-ar trebui să fie Rambo, corect? Asta la distanță mare, dar uite cât toporul, ești nebun. Băi, tăticule, ce topor e ăla, mă? Deci am un topor cât casa. Și plus că are și niște chestii de lucesc, adică nu știu exact. Ia. Și... Na, l-am dat prea tare de data asta. Moșule, ce tânăr ești! Vai de capul meu. Încercăm un... Nu m-am uitat prima dată cât am dat. Am dat pur și simplu la nimereală, dar... Acum am dat 11 și a mers bine. Hai să dăm din nou. Tot un 11, care trebuie să funcționeze. Și vreau să văd ultimata. 11. Ia, ce i se întâmplă? Îl bate toporul! Hai că am înțeles. Hai că am înțeles, dacă e să înțeleg. Da, oameni buni, deci ăsta este joculețul. Dacă v-a plăcut, dacă mai vreți și alte episoade, cu siguranță apăsați pe butonașul de like, iar noi vom continua cu cât mai multe episoade cu jocuri interesante și cu jocuri poate pe care le-am mai făcut și care v-au plăcut. De ce nu, până la urmă? Bun! Ne auzim data viitoare!